Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ucrainei în limba română. Deși v-am promis data trecută că la următoarea noastră întâlnire vom discuta despre potențiale nume și candidaturi pentru funcții în viitorul executiv de la Kiev, din păcate nu putem să facem acest lucru pentru că nimic nu este clar, iar ceea ce putem să identificăm sau să desprindem din presa din Ucraina nu indică nume și detalii foarte precise care să ne ajute în analizele noastre. Societatea insistă pe un personaj experimentat pentru a fi propus sau nominalizat pentru funcția de premier al țării, iar Volodymyr Zelensky și echipa sa tot lansează în spațiul public pretendenți, dar fără a explica dacă aceștia au vreo șansă să obțină într-un final avizul sau votul de încredere al noului parlament de la Kiev. Totuși, sunt câteva evenimente care trebuie să fie menționate sau să fie evidențiate din tot ceea ce s-a întâmplat după 22 iulie 2019, adică după alegerile parlamentare, pentru că ele arată cât de importantă este relația pe care o construiește noua elită politică cu cea de-a patra putere în stat, adică cu presa din Ucraina, jurnaliștii ucraineni, care își desfășoară activitatea în condiții deloc ușoare pentru ei. Mai ales că în ultimii ani au existat foarte multe tentative de presiune asupra jurnaliștilor independenți sau unii dintre ei chiar și-au pierdut viața. Ce s-a întâmplat mai exact la Kiev săptămâna trecută? S-a întâmplat un scandal care a apărut între administrația prezidențială și presa din Ucraina, pentru că cea din urmă acuză administrația prezidențială că dezinformează intenționat și astfel prejudiciază imaginea presei independente sau a celor jurnaliști care își fac munca cu dedicare. În acest scandal a fost implicat șeful administrației prezidențiale, sau mai exact șeful oficiului administrației prezidențiale, Andrei Bogdan, un cunoscut avocat din anturajul lui Igor Kolomoisky și pentru care, de fapt, a fost schimbată numele administrației prezidențiale în oficiul administrației prezidențiale ca să nu mai nimerească acesta sub legea lustrației din această țară. Așa cum explica Ministerul Justiției acum câteva luni, Bogdan intră sub incidența acestei legi și noile modificări operate în denumirea oficiului administrației prezidențiale practic exclud posibilitatea ca el să mai fie acuzat sau să cadă, după cum am spus, sub incidența acestei legi. Deci, practic, este eliminată orice oportunitate ca el să fie tras la răspundere pentru un anumit act săvârșit în funcțiile pe care le-a deținut anterior, funcții care erau legate de către domeniul politicilor anticorupție. Ce s-a întâmplat exact? În ultimele două săptămâni, presa din Ucraina a scris despre faptul că ar exista anumite cerințe din partea administrației americane pentru demiterea lui Andrei Bogdan din funcția de șef al oficiului administrației prezidențiale și că, de fapt, asta ar fi principala condiție pentru ca vizita lui Volodymyr Zelensky în Statele Unite să aibă loc în cel mai scurt timp. Drept efect, Andrei Bogdan a decis să facă o glumă pe seama presei din Ucraina și a făcut publică sau mai degrabă a dat o copie a acestei cereri de demisie unei jurnaliste din Ucraina. Pe 31 iulie s-a întâmplat acest lucru. Dar ulterior nimeni din subalternii săi nu a putut să confirme faptul că această cerere există sau că ea ar fi fost sau nu semnată și acceptată de către președintele în exercițiu al Ucrainei, Volodymyr Zelensky.
La scurt timp după aceea, Andrei Bogdan a ieșit în fața presei, mai exact în fața jurnaliștilor de la Europa Liberă, redacția din Kiev, în care a spus că echipa președintelui nu are nevoie de jurnaliști pentru a comunica cu societatea. Iar întrebarea pe care a formulat-o presa din Ucraina și la care a primit răspunsul de mai sus a fost: dacă nu poate fi interpretată această glumă a lui Andrei Bogdan ca un pas făcut intenționat pentru a diminua încrederea societății ucrainene în presa din această țară. Mai ales că Bogdan, atunci când a făcut această glumă, a adăugat că în cererea sa de demisie era scris demisie din dorință proprie, din momentul în care apare acea dorință. Deci, practic, era un fel de afront la adresa jurnaliștilor ucraineni care încercau să ori să speculeze, ori să obțină mai multe detalii despre vizita președintelui Volodymyr Zelensky în Statele Unite ale Americii. Bogdan, după cum am spus, a avut un răspuns destul de arogant față de jurnaliștii ucraineni, spunând că echipa lui Volodymyr Zelensky, sau mai exact slujitorul poporului, nu are nevoie de intermediari, adică nu are nevoie de jurnaliști pentru a comunica cu societatea ucraineană. Iar rezultatul alegerilor sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Presa a continuat să facă conexiune între demisia sau cererea presupusa cerere de demisie a lui Bogdan din funcția de șef al administrației prezidențiale și vizita lui Volodymyr Zelensky în Statele Unite ale Americii, faptul că administrația prezidențială din Statele Unite nu și-ar dori să vadă în apropierea sau în anturajul lui Volodymyr Zelensky oameni ai oligarhilor. Și mai exact în acest caz vorbim despre oamenii lui Ihor Kolomoisky. Țin să aduc aminte aici că avocatul Andrei Bogdan a fost unul dintre oamenii de încredere a lui Ihor Kolomoisky, iar în trecut a avut acel CV de traseist politic, pentru că a candidat la funcția de deputat din partea mai multor formațiuni politice. Printre acestea se numără și Ucraina noastră, condusă de către Victor Iușcenko, sau în anul 2014 el a candidat din partea blocului lui Petro Poroșenko, dar nu a reușit să obțină susținerea electoratului pentru a deține sau pentru a deveni deputat în legislatura a 8-a în Ucraina. Volodymyr Zelensky a încercat cumva să facă lumină în acest caz, dar nu i-a reușit. Menționez aici faptul că a fost publicat un comunicat pe site-ul președintelui ucrainean, în care el explică că fiecare membru al echipei sale a depus în momentul investirii în funcții publice o cerere de demisie nedatată și nesemnată, și că acele cereri de demisii sunt o dovadă a faptului că niciunul dintre cei cu care el a obținut victoria și în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare, adică oamenii care au fost numiți în funcții publice, nu se țin de fotoliile în care au ajuns, și că în momentul în care vor înțelege că nu fac față responsabilităților și atribuțiilor care reiesc din fișa de post, pot să plece și el va accepta acele cereri de demisii. În cazul lui Andrei Bogdan, nu este deocamdată momentul oportun de a se vorbi despre o cerere de demisie acceptată și aprobată de către președintele în exercițiu al Ucrainei. Relația cu presa nu a fost deloc ușoară încă de la începutul transformării lui Volodymyr Zelensky în actor politic. Vreau să amintesc că acum câteva incidente pe care le-a avut de-a lungul timpului în relația cu jurnaliștii. În primul rând, imediat după ce și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al țării, Volodymyr Zelensky a refuzat să dea detalii sau să răspundă
la întrebările jurnaliștilor cu privire la veniturile pe care le-ar fi obținut din activități promovate pe teritoriul Federației Ruse, stat cu care Ucraina luptă în prezent pentru agresiune militară. De asemenea, în perioada 3 aprilie 21 mai, echipa lui Volodymyr Zelensky a ascuns detalii cu privire la un contract pe care l-au avut în Statele Unite, un contract cu firma Signal Consulting și prin care au obținut susținere pentru a promova anumite activități de îmbunătățire a imaginii lui Volodymyr Zelensky pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Astfel, potrivit raportului făcut public de către Vocea Americii săptămâna trecută, după ce această firmă a depus datele sau detaliile cu privire la acest contract la Ministerul Justiției, așa cum prevede legislația americană, redacția Vocii Americii a informat că Signal Consulting ar fi obținut de la echipa lui Volodymyr Zelensky un onorariu de 60.000 de dolari americani, iar cheltuielile pe care le-au presupus acele activități s-au ridicat la cifra de 9.371,80 dolari americani. În raportul pe care o să vi-l las sub acest video, puteți să vedeți toate detaliile și toate activitățile pe care Signal Consulting ar fi trebuit să le și le-a făcut în favoarea lui Volodymyr Zelensky. Aceste activități includ lobby pe lângă oficiali și decidenți americani, interviuri ale membrilor echipei lui Zelensky în publicații americane sau întâlniri cu experți americani din think tank-uri care pot să influențeze factorii decizionale în Statele Unite ale Americii. Atunci echipa lui Zelensky, ne referim aici exact la perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, a negat existența unui asemenea contract, dar presa din Ucraina a continuat să fie atentă și să monitorizeze tot ce a apărut în spațiul public pe acest subiect. Și astfel a demonstrat că echipa lui Volodymyr Zelensky nu este atât de onestă în ceea ce privește comunicarea și relația pe care încearcă să o construiască cu presa, în interes public, adică în interesul cetățeanului ucrainean care a votat pentru slujitorul poporului și care a votat pentru Volodymyr Zelensky ca acesta să devină președinte al țării. De ce am decis să vorbesc astăzi despre acest mic incident, chiar dacă el conține urme de zvonuri sau de informații care nu pot fi confirmate de către jurnaliștii ucraineni? Și mă refer aici strict la faptul că ar fi existat acea condiționare pentru vizita lui Volodymyr Zelensky de a-l demite pe Andrei Bogdan din funcția de șef al Oficiului Administrației Prezidențiale. Am insistat din simplu motiv că relația cu presa este extrem de importantă, iar faptul că se dezinformează de la nivelul cel mai înalt al autorității publice centrale nu este un lucru bun și poate să dăuneze în timp, nu neapărat acestui actor politic precum este slujitorul poporului, adică un actor politic nou pe scena politică din Ucraina, dar poate să prejudicieze dialogul dintre decident și dintre alegător. Ultimul, înțelegând cât de important este ca această comunicare să fie onestă și ca această comunicare să se facă într-adevăr în interes național. Astfel, dacă asemenea discuții și asemenea precedente nu vor fi eliminate, nu vor fi epuizate din spațiul public, am putea să asistăm din nou la proteste, am putea să asistăm din nou la elemente care să indice că libertatea de exprimare și libertatea de informare este obstrucționată în Ucraina. Iar în acest moment nimeni nu își dorește acest lucru, mai ales că știm care este experiența anterioară și știm
Care pot să fie consecințele unor asemenea precedente destul de periculoase pentru siguranța națională și pentru securitatea Ucrainei? Eu o să vă las mai multe detalii cu privire la acest scandal și la argumentele pe care le-a invocat fiecare parte sub acest video, iar sper că la ediția viitoare să vă aduc într-adevăr mai multe detalii despre care sunt mișcările în ceea ce privește posibile numiri și posibile candidaturi pentru funcția de premier al țării și, de asemenea, pentru funcția de ministri în viitorul executiv de la Kiev. Vă doresc o zi bună și sperăm să ne auzim cât de curând.